Mulțumim Domnului încă pentru o zi, pentru o prezență în casa de rugăciune și vă propun cu toată inima, dar în același timp și cu toată mintea, cu întreaga noastră ființă, așa cum este scris de altfel, să stăm înaintea Domnului și Domnul să ne cerceteze și să lucreze și în seara aceasta mai departe. Amin. Astăzi lecția a șasea din tematica Evanghelizarea, atitudini de acceptare a Evangheliei. Semănătorul seamănă cuvântul, spunea Domnul în pilda sa. Și toți oamenii care aud Evanghelia au o atitudine fie de acceptare, fie de respingere. În lecția aceasta, așadar, ne ocupăm de cei care acceptă Evanghelia, iar în lecția următoare ne vom opri să studiem situația celor care resping mesajul sfânt. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, este scris de la versetul 10 la 12 cu referire la cei care acceptă. Dar totodată și la cei care nu acceptă. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. În aceeași Evanghelie după Ioan, capitolul 9, fără să intrăm în detalii, doar să ne amintim că orbul din naștere a primit foarte ușor mântuirea, ca de altfel foarte ușor și vindecarea. Un singur cuvânt i-a fost suficient. A crezut, a fost vindecat. A crezut, s-a închinat Domnului și a fost mântuit. Dar fariseii care l-au anchetat, deși au investigat cazul de două ori, deși cunoșteau scripturile Vechiului Testament, n-au priceput. Și Domnul concluzionează în versetul 41, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Deci respingerea lor era vinovată. Acceptarea inițială, chiar dacă nu este la primul mesaj, dar de aici începe, are la bază harul divin și lumina Duhului Sfânt. Să nu uităm, citesc din Matei capitolul 16, versetul 17, că ucenicii, în prim plan Petru, el a răspuns cel din tâi, nu l-au cunoscut pe Domnul prin logica lor, chiar dacă și raționamentul are partea lui. Dar harul vine de sus. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, fericit de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Omul nu poate să perceapă pe Dumnezeu cu mintea doar, dar felul în care se raportează, felul în care acceptă să îi se descoperă cuvântul, să-L lumineze Dumnezeu, este determinant. Evident că dacă de aici se pleacă și urmează convertirea, omul nu trebuie să rămână la atât. Spune Scriptura, citesc din 1 Petru capitolul 4, viața de credință, de pocăință trebuie să continue și chiar dacă nu este subiectul nostru, totuși merită să precizăm. Pentru că uneori se lansează ideea că omul este mântuit și odată mântuit pentru totdeauna. Spune Scriptura aici, 1 Petru 4, de la versetul 1, astfel, dar fiind Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Dar iată ce urmează. Pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Deci începutul este foarte important. Fără naștere nu putem vorbi de viață. Dar viața așa are rostul ei. Doar nașterea în sine nu înseamnă viață,
pentru că viața trebuie să continue. Dar să observăm într-un prim capitol acestei lecții atitudine de acceptare a Evangheliei. În primul rând, entuziasm nestatornic. Știți că din mulți oameni care vin, acei mulți chemați, ca și în cazul seminților căzute pe stâncă, unii acceptă doar pentru o vreme bună. Și atât. Citim în Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 20 și 21. Sămânța căzută în locuri stâncoase. Este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Deci o primire. De aceea am încadrat la atitudine de acceptare. Dar n-are rădăcine în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. În cazul acestor oameni, pocăința poate să țină câteva zile, săptămâni, luni, să tot țină un an, doi, dar se stinge. Pentru că necazurile vin, prigonirile de asemenea. Iar în Luca, capitolul 8, unde este prezentată pilda, în versetul 13 mai apare un amănunt. Cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Ori ispita este un fenomen permanent. Probabil că rezistă la ispite mai ușoare, dar când vine o ispită mai dură, se înclină, cedează și diavolul știe cu ce să ispitească pe oameni. De regulă cu ceea ce erau ei pătimași înainte. Mi-am amintit de un caz care l-am avut aici în biserică cu vreo 12 ani în urmă. A venit o femeie cu entuziasm, plângea la slujbe. Era divorțat și nu era nimeni să o mângâie, a fost un moment potrivit să fie mângâiată și cercetată de Domnul. Când s-a întâlnit însă cu un bărbat, n-a mai venit la adunare. Și când am sunat-o, am întrebat-o care-i starea ei și a spus, oh, mă scuzați, dar am trecut în religia soțului meu. Tot ceea ce a crezut ea a fost doar așa pentru mângăierea ei. Dar nu a fost ceva profund, statornic și s-a dus. Mulți oameni se pierd pentru că aceste trei cauze, necazurile, prigonirile și ispitele, îi opresc să mai continue. Să luăm și două exemple din Biblie. Fapte, capitolul 8, ne prezintă pe Simon. Deși el a fost implicat într-un medium spiritist, spune Scriptura aici, citesc de la versetul 13, chiar Simon a crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Un om care a trecut de la o uimire la alta, pe el îl încântau înainte miracolele, chiar dacă unele erau doar farse. Acum a văzut miracole reale. Însă el nu s-a pocăit cu adevărat. Știți episodul ce a urmat? Apostolul Petru îi spune, versetul 21, inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar de această răutate a ta. I-a dat nouă șansa să se pocăiască. Cine știe, s-a mai pocăit sau nu? Oricum, starea lui era gravă. Era plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Se descoperă astfel de oameni care au vreun interes. Cine știe ce a urmărit el? Unii se convertesc să se căsătorească, alții fiindcă au probleme materiale. Și e și o parte de credință, în nădejdea că Dumnezeu îi ajută. Și dacă nu e așa, tot aici am avut anii trecuți un caz în care un bărbat a abandonat pocăința și când l-am întrebat a spus, am crezut că îmi va fi altfel viața. Dar tot am continuat să am probleme și am abandonat. Oameni care nu au înțeles în mod suficient, profund și n-au fost statornici. Iată încă un caz din Faptele Apostolilor, capitolul 14, locuitorii din Listra. Aici paradoxul este mult mai evident. După ce
Pavel și Barnaba au prezentat Evanghelia și în mod deosebit, după ce un oloc s-a vindecat, ei ziceau, citesc versetul 11, zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc și au vrut să le aducă jertfă. Dar totul a ținut până după masa sau până a doua zi sau cel mult până în zilele următoare. Versetul 19, au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au țâțat doroadele. Ispita a venit și prigonirea. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au dărât afară din cetate crezând că a murit. Iată cum trec oamenii de la ofrande la bolovan. Omul este foarte schimbător. De aceea, când discutăm cu oamenii, să le prezentăm și ispita aceasta. Și să nu fim marcați și noi de un entuziasm prematur. Să rămânem și să observăm, să vedem, este o convertire autentică sau este doar așa cum scria profetul despre Efraim, o evlavie ca roua, sau cum se mai spune, un foc de paie și nimic mai mult. O a doua atitudine, acceptare parțială. Sunt oameni cu inimă împărțită, ei sunt o categorie specifică în Scripturi. Și tot în pilda cu semănătorul citim din Matei capitolul 13, versetul 22. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Nu ajunge la coacere. Rămâne într-o fază retardată. El nu renunță la religia lui, dar nu o trăiește. Este un om care are o viață duplicitară. Iată care sunt cauzele acestor stări. Îngrijorările veacului acestuia, un fenomen permanent în viață tot timpul, sunt probleme. Înșelăciunea bogățiilor, o ispită din nou omniprezentă. Și în Luca 8, cu versetul 14, mai apare un amănunt. Din nou și aici avem trei cauze ale acestei primiri nedesăvârșite. Versetul 14. Ceea ce scrie aici în plus, plăcerile vieții acesteia. Un spectru foarte larg. Îngrijorări, bogății și plăceri. Așadar, când cineva se pocăiește, trebuie urmărit sub aceste aspecte. Dacă încă este atras de plăcerile lumii, cum în vremea noastră sunt mulți cărora le place fotbalul, de exemplu, asta la bărbați, femeile sunt mai degrabă cu filmele sau cu alte povești. Asta este o acceptare parțială a Evangheliei. Unii care acceptă, dar sunt la fel de dominați de lăcomia de bani, care este rădăcina tuturor relelor. Ori din asemenea rădăcină dau multe lăstare de amărăciune. Iar alții trăiesc o teamă exagerată, îngrijorări. Iată cum diavolul are rețetă pentru sărași, pentru bogați, pentru tineri. Parcă vine să îi întâmpine cu aceste provocări. Să luăm două exemple și aici. Solomon. Un început bun, capacități deosebite. Cel mai înțelept. Este scris că îl iubea pe Domnul. Și totuși, iată ce citim despre el în Cartea Eclesiastul, capitolul 2, ca să vedem că, de fapt, pasiunea lui pentru Domnul a fost foarte diferită de a tatălui său, David. La David, astfel de stări au fost excepții, au fost ispite. La Solomon a fost o trăire. Versetul 1. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie, custă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune, constată el la sfârșitul vieții. Versetul 3. Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin. Observați dualitatea aici. În timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune. Dar se poate? Se urcă băutura la cap, în același timp să sper că tu totuși o să fii cu minte. N-ai cum. Și apoi enumerel toate pasiunile, preocupările lui,
Versul 10. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Iată plăcerile. Și sămânța nu ajunge la coacere. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Iată finalul, versetul 17. Am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Tot deșertăciune și goană după vânt. Dacă veți citi în prezentările în paraților din Vechiul Testament, David a murit împlinit, sătul de zile, după o bătrânețe fericită. Solomon a avut o bătrânețe chinuită, pentru că felul în care s-a raportat el la Dumnezeu a fost unul parțial, nu cu toată inima ca David. Mențiunea aceasta nu apare în dreptul lui. Să luăm și un caz din Noul Testament, Dima, un colaborator al apostolului Pavel. În Colosene apare o mențiune favorabilă despre el, dar în 2 Timotei, capitolul 4, Pavel precizează în scrisoarea adresată lui Timotei din închisoare. Versetul 10, căci Dima, din dragostea pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Oare ce anume? N-avem detalii. Sunt însă oameni care, cu vremea, din nou înclină spre lume, drept dovadă că acceptarea lor n-a fost întreagă și pocăința lor se pierde. O acceptare parțială. Unii abandonează după o vreme, alții rămân, dar starea lor este formală. Așadar, să ne ajute Domnul să-i slujim cu toată inima. Și la fel să învățăm și pe alții. O a treia atitudine, acceptare cu anexe tradiționale. Schimbarea preoției și a legii pentru evrei le-a dat multe probleme unora. A fost foarte dificilă pentru că pe lângă cerințele legii, să nu înțelegem greșit că era greu oamenilor să treacă de la Vechiul Testament la Noul Testament, ce îi împiedica erau tradițiile lor. Acele cărți scrise de rabini, în mod deosebit în perioada intertestamentară, prin care au complicat religia. De altfel, chiar și în vremea noastră, ca să treacă cineva de la bisericile tradiționale, la o biserică mai nouă, neoprotestant, ceea ce îl împiedică nu este adevărul biblic, ci tradiția. Acestea se constituie în niște garduri, în niște praguri foarte grele. Și oamenii, chiar dacă acceptă unii, creează o simbioză, acceptând parte din adevărurile biblice, dar păstrând parte din tradițiile lor. Fie că este un legalism rigid, fie că sunt anumite accente extreme, dar să citim în Faptele Apostolilor, pentru a vedea cazul evreilor, capitolul 15, versetul 1, câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Scrie tot aici, în versetul 5, atunci unii din partida fariseilor care crezuseră, deci ei crezuseră în Domnul Hristos, dar tot farisei rămăseseră, cel puțin în parte, s-au ridicat, s-au zis că neamurile trebuie să fie tăiat împrejur și să ceară să păzească legea lui Moise. Și a fost o dezbatere. Și apostolii, sub călăuzirea Duhului Sfânt, le-au spus oamenilor că nu este nevoie de așa ceva. Citim tot din Fapte, ca să vedeți că fenomenul a durat, problemele au fost ample, capitolul 21, de la versetul 20. Când l-au auzit pe Pavel, care le-a relatat cum Dumnezeu a mântuit mulți dintre neamuri, au proslăvit pe Dumnezeu, apoi au zis, vezi frate câte mii de iudeni au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Și i-au dat o rețetă prin care Pavel a recurs la un mod de curățire după legea Vechiului Testament ca să-i împace pe acești evrei zeloși. N-a ținut asta, pentru că fervoarea lor pentru lege era de nestabilit.
Ei, asta a fost la ei, a trecut. Dar gândiți-vă că și Barnaba și Petru, scrie în Galateni 2, au fost prinși în acest laț al fățărniciei. Ca să nu aibă probleme, scrie apoi Pavel în finalul epistolei Galateni 6, ca să nu sufere ei prigoniri pentru crucea lui Hristos, se tăiau împrejur și plăteau tributul acesta tradițiilor. Istoria bisericii cuprinde foarte multe convertiri în partide religioase. De aceea noi când vestim Evanghelia trebuie să nu ne silim să facem prozelitism, doar să adăugăm oameni la cultul nostru, ci să vestim oamenilor în adevăr biblic și să-i legăm pe cât se poate de Domnul Hristos. De exemplu, sărbătorile. În răsărit sunt la anumite date, în apus la alte date. Astea au fost mari subiecte de ceartă de-a lungul istoriei. Sau anumite ceremonii legate de nunți. De exemplu, se căsătorește unul de aici cu un altul din Moldova. Dezbate. Că aici într-un fel, acolo este în alt fel. Acceptări tradiționale. Apare acele expresii, frate, la noi așa se face. Dar e bine sau e mai puțin bine? De aceea să încercăm încât putem, suntem mărginiți. Uneori ni se pare că noi știm cel mai bine și s-ar putea să nu fie chiar așa. Dar să fim cu inimă curată și să nu ținem la ale noastre, să ținem la adevărul Bibliei, amin? Le-am spus, de exemplu, celor de la cateheză, obișnuiesc asta, dacă în viitor vreo altă biserică va fi mai spirituală decât asta și asta se va abate de la adevăr, duceți-vă liniștiți acolo. Noi vă botezăm în numele Domnului Hristos, nu în numele vreunei biserici sau unei organizații. Pentru că apare spiritul de partid. Suntem oameni. Vedeți, în lumea politică sunt partide. Apoi, în plan social, oamenii sunt atașați, știu eu, de un poet, de un sportiv. Și există aceste rivalități de unde se nasc certurile de partide, care nu duc la niciun folos, decât la pirea celor ce le ascult. Așadar, să ținem cont de aceste ispite și să încercăm să-i ajutăm pe oameni. Amin? Dacă tot accepte Evanghelia, să o accepte curat, fără tradiții, fără anexe împovărătoare, care adesea n-au niciun alt folos decât să creeze dispute, să-i separe pe oameni, pentru că Biblia este una singură și sfântă. O a patra atitudine, cercetare sinceră și responsabilă. Sunt oameni care caută adevărul. Chiar dacă uneori, cum zicea Pavel, îl caută bâșbâind și chiar dacă nu-i departe. Acești oameni sunt cunoscuți prin faptul că în ceea ce știu, ei sunt gata să împlinească. Aceștia sunt sinceri, nu sunt creduli ca cei nestatornici. Am întâlnit și aici oameni care i-am întrebat cum ați ajuns aici. Sus, frate, am vizitat mai multe biserici din Arad. Alții au spus, am citit Biblia și cea de la pocăiți și cea de la ortodoxi. Oameni care caut, care vor să se lămurească. Și în asemenea situații Dumnezeu se lasă găsit. Este de dorit, ar spune că e categoria cea mai de dorit. Oameni care caut, care așteaptă. De exemplu, în cartea Nemia, ca să dau un exemplu reprezentativ pentru această stare, atitudine, capitolul 8, citesc de la versetul 1, tot poporul s-a strâns ca un singur om înaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Dumnezeu dată de Domnului Moise. A citit, le-a explicat, zice versetul 8, ei citeau de slușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Și în finalul capitolului scrie că au citit ceva ce ei nu făcuseră de generații.
Dar dacă au văzut că așa scrie, au fost gata să aplice. Deci oameni care vin la adunare cu dorința să ia aminte, să asculte. Ar fi de dorit asta și pentru copiii noștri. Chiar dacă sunt obișnuiți să devină, când ajung mari, ca și eu să iau altă dată, cercetători sinceri ai cuvântului lui Dumnezeu. Despre această categorie spunea și Domnul în pilda cu semănător, o citesc din Matei, capitolul 13, versetul 23. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. Pentru că vrea să-l înțeleagă, este doritor. În urmă aduce roadă. Să luăm câteva exemple. Eu am numit pe oamenii aceștia oameni cu inimă curată, care au intenții bune. Un prim exemplu, Ioan capitolul 1, unii din ucenicii Domnului Iisus, așa au ajuns în relație cu Domnul și apoi apostolii săi. Citim de la versetul 35. A doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Observați, deci până atunci au fost ucenicii lui Ioan. Nu doar că s-au botezat, erau ucenici îndeaproape, căutau adevărul. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus a întors și când i-a văzut că merg după el, a zis, ce căutați? Ei au răspuns, rabi, era cea mai înalt titlu în Israel. I-au dat atenție maximă. Unde locuiești? Ceea ce nu semna doar ce adresă ai, ci am vrea să stăm de vorbă cu tine. Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el, era cam pe la ceasul la 10. Și drept dovadă că erau sinceri căutători, citeți versetul 41. Andrei cel din tâi a găsit pe fratele său Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia. Deci erau într-o căutare. Sau scrie aici în versetul 45, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Nu există om care să caute și mai degrabă sau mai târziu Domnul să nu-i se descoperă. Evreii aceștia doreau, așteptau ca și cei de la nașterea Domnului Iisus, așa după cum este menționat în Luca. Un al doilea exemplu, famenul etiopian. O căutare de la distanță. Cunoașteți relatarea, doar un aspect. Vreau să surprindem, Fapte capitolul 8, de la versetul 30. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Să observăm dorința lui de cercetare. Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Ca și ceilalți doi. Astfel de oameni pun întrebări, se interesează, ascult, citesc. Este o atitudine de cercetare sinceră și responsabilă, adică nu doar din curiozitate. Să mă afle o părere. Sunt gata să aplice, să urmeze adevărul sfânt. Un alt caz, Corneliu din Cezarea, Fapte 10. Un om cucernic. Aici este evident faptul că tot ceea ce știa, punea în practică. Dumnezeu se descoperă progresiv. Nu cine vrea doar să afle, dar fără să trăiască, nu îi se descoperă Dumnezeu. El încât știa, făcea milostenii, se temea de Dumnezeu, se ruga regulat. Și drept dovada căutării lui e faptul că atunci când îngerul i s-a arătat, a chemat două din slujile sale și un ostaș cucernic din aceia care slujeau tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iob și urgent i-a adunat și pe ceilalți. Oameni doritori. În cazul cărora mântuirea este foarte aproape. Scrie versetul 33, am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Zilele trecute undeva la o adunare, cineva spunea, frate, la noi vin oamenii.
Și zice, nu știu ce să cred, că la gata le spun că le place, dar nu mai vin după aceea. Și probabil din politețe. Sunt lipsiți de această dorință. Cercetare cu toată mintea, cu tot sufletul a Domnului. Aici este scris de la versetul 43, că în timp ce Petru predica despre iertarea păcatelor, Duhul Sfânt s-a pocorât peste cei ce ascultau cuvântul. Ăștia sunt oamenii care sorb cuvântul. Noi ca predicatori și receptăm prin felul în care privesc. Se vede că și înregistrează, să spun așa. Sunt unii care, din cei care nu primesc și nu fac parte din categoria aceasta, îi obosește slujba la adunare, nu sunt atenți, se uită în altă parte și așa mai departe. Un alt caz, rămânem pe aproape, fapte 15, prima convertire în Europa, Lidia din Filip, chiar dacă era din Tiatira. Scrie în fapte 16, citim de la versetul 13, cum Pavel a vorbit undeva lângă un râu, femeilor care au adunat la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Observați cum colaborează inima omului cu Duhul lui Dumnezeu în acceptarea Evangheliei. Ea asculta. Și Duhul lui Dumnezeu i-a deschis inima. Cu alte cuvinte, ea a dorit. Dar n-ar fi putut cu mintea ei să priceapă. Nu mai erau pocăiți acolo, nu era nici sinagogă evrească măcar, să fie în temă mai îndeaproape. Probabil știa aia din Tiatira, din zona de unde venea, ceva. Dar Dumnezeu i s-a descoperit. Când versetul următor, după ce a fost botezată, a rămas la fel de preocupată, ne-a rugat și a zis, dacă mă socotiți credincioasă, Domnului, intrați în casa mea, și ne-a silit să intrăm. Oameni deschiși pentru cuvânt, pentru Domnul. Și în ultimul exemplu, tot de aici, capitolul următor, 17, versetul 11. Iudeii din Tesalonic sunt prezentați până la versetul 9. Apoi apare misiunea din Berea și se face o diferență. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râfna. Și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Oamenii aceștia au toate șansele să continue creșterea spirituală. Sunt interesați. Eu am urmărit uneori pe cei de la cateheză dacă după lecția de acolo rămân la slujbă sau nu rămân. Cred că sunt situații de excepție, când unii au treabă. Dar dacă unii vin doar așa la cateheză să se facă pontajul, fără Biblie și după aia pleacă, numai din Berea nu sunt. Nu se încadrează în această categorie doritoare. Aici aș mai menționa faptul că există oameni care n-au cunoștință de Biblie, dar au dorință. Vă recomand să citiți cartea Veșnicia din inimile lor, o cărțurie subțire, poate 200 de pagini dacă are, foarte interesant. Prezintă cazul unor triburi care au păstrat din moș strămoș ideea că va veni din partea Creatorului, a unicului Dumnezeu, chiar au fost triburi monoteiste, cineva care le va duce salvarea. Și în dorința lor au relatat părinții copiilor lor și aceștia la rândul lor, și când misionarii au ajuns, au fost foarte primitori. Vă recomand, insist, să citiți cartea aceasta. Poate că este și aici la bibliotecă la noi. Am auzit de asemenea cazul unui misionar olandez undeva în zona Papua Noua Guinee. A luat un translator și se apropia de teritoriul unui nou trib pe care voia să-l abordeze cu Evanghelia. Și spre surprinderea lui, toți oamenii arătau spre el și îi vorbeau ceva în limba lor. Translatorul i-a spus, când a fost întrebat, tot spun, el este. Până au ajuns în vatra satului, era constituită adunarea. Și translatorul i-a întrebat, ce vrei să spuneți? O parte din trib, sau tot tribul, nu mai rețin exact,
visase asta tocmai în dorința lor, pentru că ei știau asta din tradiția lor, că acum vine și l-au văzut în imagine pe cel ce avea să le spună vestea bună din partea Creatorului. S-au convertit în masă oamenii din acel trib. I-au dat misionarului titlul de fiu al tribului sau al șefului de trib. Și fratele a rămas acolo până ei au ajuns la o anumită maturitate. Apoi când a vrut să plece, a fost o ispită, a avut parte de o surpriză. I-au spus, nu se poate să plece. Apropo de primire cu anexe tradiționale, cine primește titlul acesta nu are voie să plăsească tribul, înseamnă trădare. Dar măi, oameni buni, eu am familie în Olanda, am știu, un mandat din partea misiunii, trebuie să mă întorc la bază. Nu se poate. A încercat să fugă și l-au prins. S-au adunat în jurul lui și diavolul, firea pământească, au colaborat și au constituit o procesiune prin care șeful de trib trebuia să-l lovească cu un pumnal. A început să se roage și să predice. Și spunea că a predicat de la 11 până la 5 după masă. Și n-a putut să-l lovească. S-au îmblânzit și au priceput și asta. Și șeful de trib a zis, da, acceptăm, te duci. Cu o dorință. Am un copil. Îl iei, îl instruiești și îl trimiți înapoi în locul tău. Oameni doritori. Unii cunosc, alții foarte puțin. Dar totuși, cei care au dorință și caută, Dumnezeu li se descoperă. O altă atitudine, a cincea, recunoașterea păcatului și nevoie de mântuire. Am clasificat-o separat, atitudinea aceasta, pentru că unii din categoria aceasta nu sunt niște căutători asidui. Dar când li se pune în fața adevărului Evangheliei și ei constată că sunt păcătoși, recunosc. Și în cercetarea aceea sunt gata să accepte mântuirea. Oamenii aceștia, confruntați cu realitatea stărilor păcătoase, recunosc. Și atunci cel mai bine le prinde mântuirea care a venit prin Domnul Hristos. Aici aș face mențiunea că în Occident, filozofiile de ultimă oră, incluse în amalgamul acesta New Age, încearcă să explice evangheliștilor să nu-i acuze pe oameni și să le explice că sunt păcătoși pentru că le jignesc personalitatea. Ce personalitate? Că oamenii sunt morți în păcat. Dimpotrivă, Evanghelia arată că Domnul Hristos i-a confruntat pe oameni direct cu păcatul lor. La bogate a spus de problema lui, la femeia din Samaria a spus de păcatul ei, fără să ocolească lucrurile. Gândiți-vă dacă cineva merge la un medic, trebuie să-i spună medicul, ce bine arăți, ce frumos, de ce a venit să-și facă poze? Trebuie să-i spune exact ce suferă. Pentru că acesta este rolul mântuirii. Altfel, n-am rezolvat nimic. În privința aceasta să citim din Romani, capitolul 3, de la versetul 9, unde, pe lângă alte liste, avem aici o imagine a omenirii, cum abordează Apostolul Pavel problema. Fie iudei, fie greși, sunt sub păcat, după cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Toți au abătut, versetul 12, sunt niște netrebni, deci nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Deci este normal să spunem oamenilor și să pornim de la premiza vinovăției, nu ca în instanță, în plan social, de la o premiza nevinovăției. În plan spiritual, toți sunt vinovați. Dar să luăm câteva exemple. Am amintit deja de femeia din Ioan 4, care n-a fugit de realitate. Adesea am întâlnit oameni care ajunși la biserică, au simțit că li s-a adresat predicatul exact lor. Poate nici nu-i cunoștea, dar tratând problema păcatului, viza. Știți că scrie în Psalmul 1 că păcătoșii nu pot ține capul sus în adunare. S-a întâmplat undeva, dar aici fac o paranteză, asta ca să înțelegem. La ora de rugăciune a fost un cuvânt profetic că Domnul va da pe față păcatul. Și se gândea chiar prorocul, cum o să fie? Și unul predicator
făcea referire la băutură. Și la un moment dat o soră din adunare s-a iritat și spune: dar numai tot la mine te uiți? Și Nicolae și Saveta beau, nu numai eu. Zice prorocul: aha, deci așa a vrut Domnul să dea păcatul pe față. Deci oamenii aceștia sunt izbiți cu această realitate. Este foarte important să se pocăiască atunci, să se manifeste liber. În Luca 7 este prezentat cazul unei femei, versetul 7, păcătoasă. Versetul 38 scrie așa: a început să stropească picioarele cu lacrimile ei, se le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. O penitență vie. Astfel de oameni e normal să plângă atunci, să se mărturisească. Nu-i bine să-și acopere, să-și înghită starea, ci să o lase liberă. Tot în Luca să observăm și un bărbat, că întâi a păcătuit Eva, dar și Adam a păcătuit în aceeași zi. Luca 18 ne prezintă un fariseu care n-avea nevoie de pocăință și un vameș, versetul 13, care sta departe și nu îndrăznea nici ochii să ridice spre cer, se bătea în piept, asta înseamnă un gest vizibil, și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. În capitolul următor este prezentat un alt vameș, șef al vameșilor, Zacheu, care din nou, pe față, a spus ce urma să facă în urma pocăinței lui. Un alt exemplu, poate mai evident, al confruntării directe cu păcatul și acceptării mântuirii este în Luca 23, tâlharul. Nu cred că a fost el un căutător. Că nu degeaba scrie în roman că Dumnezeu s-a lăsat să găsi și de unii care nu întrebau de el. Nu toți fac parte din categoria căutătorilor. Luca 23, cu versetul 40, dar cel l-a înfruntat și a zis: nu te tem tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Deci și-a recunoscut păcatul și a zis lui Iisus: Doamne, n-a avut cu ce motiva, ca Ezechia altădată, avea un trecut murdar. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus i-a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Slăvit să fie Domnul care mântuiește și astfel de oameni. Cuvinte adevărate de pocăință. Și aș mai aminti întreagăt evreii de la Ierusalim, din Fapte 2. Petru le-a spus deschis: voi ați omorât pe Domnul Slavei. Și nu s-au răsculat. Au întrebat: ce să facem? Asta este. La istorie nu mai putem umbla. O putem rescrie, dar faptele rămân. Însă avem de-a face cu un Dumnezeu care nu obosește iertând. Dar dacă nu prezentăm un adevăr curat oamenilor și îl lăsăm cu impresia că ei sunt oameni buni, trebuie doar așa să vină la noi, că se simt mai bine la adunare, că suntem mai activi și mai calzi. Nu. Oamenii au nevoie să le fie arătat adevărul și dacă vor, dacă îl acceptă, dacă se pocăiesc, Domnul îi va mântui. Amin. Și o ultimă categorie, acceptarea unui mesaj evanghelic asociat cu un fenomen supranatural. Acceptarea unui mesaj evanghelic asociat cu un fenomen supranatural. Sunt oameni care nu cedează oricât li s-ar predica de frumos. Oricât le-a explicat, oricât ar încerca Duhul Sfânt să umble la mintea lor, aceștia trebuie să fie șocați să vadă un miracol sau să fie zguduiți ei. Sunt situații, spunea Domnul în Matei 11, că unii nici dacă văd minuni nu se pocăiesc. Dar totuși, unii se pocăiesc, noi luăm în calcul pe aceștia. În Fapte 3, de exemplu, după vindecarea acelui loc, s-au mai întors mii de oameni. În cazurile de misiune a apostolului Pavel, minunile au avut un rol binefăcător care a completat numărul celor mântuiți.
Să luăm ca exemplu și samaritenii în Romani, Fapte, capitolul 8. Scrie aici, de la versetul 5, Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroade luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Deci când au auzit ei predica pe de-a-ntregul, după ce au văzut și semnele, numai predica nu era destul. Căci din mulți îndrăcițe și-au duhul necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți. Să rugăm pe Domnul ca și creștinii din generația aceea, ca Domnul să însoțească Evanghelia și să se adauge la mântuire și astfel de oameni cu mentalitate de iudei care cer semne, cel puțin un miracol oarecare. Oricum este interesant cum lucrează Dumnezeu. Fariseul Saul, capitolul următor. Ce n-a auzit el predica lui Ștefan? N-a fost prin atâtea adunări să-i aresteze. Dar spune Scriptura, în 9:3, pe drum când se apropia de Damas, de data a strălucit o lumină din cer în jurul lui, el a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă vergonești? Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus. Și pentru Pavel, Iisus a rămas Domnul pentru vecii vecilor apoi. Iată cum Domnul a lucrat prin lumina aceasta ce l-a orbit, apoi prin fenomenul vindecării, în urmă l-a folosit și pe el foarte mult în a ajuta pe mulți, spune el la un moment dat în epistole, prin cuvântul lui, prin faptele lui sau prin puterea semnilor ca să ajungă la mântuire. Ceea ce știm este că el lucra din neștiință în necredință. Se asociau aceste două minusuri, neștiința și necredința, dar a trecut la cunoștință apoi și la credință printr-un lanț de miracole. Un alt caz, Fapte 13, dregătorul Sergius Paulus, versetul 7, un om înțelept. A chemat pe Barnaba și Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, un vrăjitor iudeu, încerca să-l abată de la credință. Domnul a făcut o minune prin a fi orbit și îndepărtat acel vrăjitor și scrie în versetul 12, atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut. Observați? Când a văzut ce se întâmplase, a crezut. Și a rămas credincios. Un interes pentru adevăr devenit credință printr-un miracol. Și am mai putea adăuga cazul comandantului penitenciarului din Filip, Fapte 16, care după ce a văzut minunea, a fost gata să se pocăiască. Versetul 31, 30. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și noi punem întrebarea, ce a făcut Dumnezeu ca el să pună problema așa? Un cutremur. În urmă, a fost mântuit el, casa lui. Iată așadar câte, și nu sunt neapărat acestea, toate formele de acceptare, poate cele mai obișnuite. Am întâlnit zilele acestea un caz, îl cunoșteam, dar acum am auzit mărturia de la persoana în cauză. S-a convertit un bărbat căsătorit la 28 de ani, soția lui s-a despărțit de el, deși o vreme s-a dus el la adunare, dar s-a dus în lume. După 13 ani, în timp ce era rămas singur, ea a fost cercetată de Domnul. Săptămâni, luni, îmi povesteau, a plâns, s-a smerit. Și chiar dacă soțul a zăbovit puțin până să o reprimească, ea era mulțumită că Domnul a primit-o. Acum sunt de 5 ani împreună. Am stat câteva zile în casa lor, efectiv, păi el știam că e pocăit, dar acum este și ea pocăită cu adevărat. Câtă răbdare are Dumnezeu! Și printre stări diferite trec oamenii până ajung să-L cunoască fiecare cu adevărat. Iată câteva concluzii acum.
puterea de acțiune a cuvântului, citim din Fapte 6:7, este în funcție de răspunsul omului. Cuvântul are aceeași putere. E cuvântul lui Dumnezeu. Spune Scriptura aici, Fapte 6:7, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Veneau la credință. Asta este foarte important. Sunt două aspecte fundamentale care marchează acceptarea Evangheliei. Credința și pocăința. Acestea două le întâlnim peste tot. De exemplu, citesc din Fapte, capitolul 20. Versetul 21. Să vă vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Pocăința. În termenii noștri, pentru unii înseamnă ceva bun, real, alții o iau formal. În Vechiul Testament erau doi termeni în ebraic. Unul care evidenția prăbușirea înaintea lui Dumnezeu, aș numi prima parte a pocăinței, s-ar traduce prin a suspina, a geme, a plânge, a se umili cu părere de rău. Partea a doua, care completează pocăința, înseamnă a se întoarce, a se retrage. În Noul Testament sunt alți termeni specifici în limba greacă, care de asemenea evidențiază prin înțelesul lor semantic, spun aceasta, regretul pentru vină și apoi un mod de a gândi diferit, o implicare prin reformarea gândirii și a vieții. Deci totul începe prin a regreta și continuă prin a te schimba. Aceasta este pocăința. Doamne, cercetează oamenii cu ea. În ce privește credința, aș prezenta-o ca și o lucrare ce cuprinde întreaga ființă. Credința are un element intelectual. Iau cunoștință de faptul că sunt păcătos, iau cunoștință de faptul că există mântuire, mă familiarizez cu voia lui Dumnezeu, cu ceea ce este scris în Biblie, și aici se vede dacă oamenii cred cu adevărat sau nu cred. De exemplu, în Marcu 6, este scris despre Irod, citesc versetul 20. Căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auza de multe ori, sta în cumpănă, neștiind ce să creadă. Observați elementul intelectual al credinței? Nu știa ce să creadă. Și, necrezând, a trăit și a murit nefericit. Credința în plan intelectual. Apoi avem de-a face cu credința în plan emoțional, la nivel sufletesc. E întristarea aceea care aduce bucurie. Luăm ca și exemplu cazul corintenilor, 2 Corinteni, capitolul 7. Spune Scriptura aici de la versetul 8. Măcar că v-am întristat, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău că-și văd că epistola mea v-a întristat, măcar pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire. Și asta face bucurie și în cer. Dar gândiți-vă la Iuda. A avut partea de întristare, dar n-a mai putut să creadă în iertare, nu mai avea nici șansă, am spune în cazul lui, și întristarea l-a dus la moarte. Pe când pe cei ce cred în tristarea aceasta, e ca o convulsie interioară, în care își dau seama că-s păcătoși, că-s vinovați, și apoi dintr-o dată se bucură,
aflând că Domnul a plătit pentru ei și sunt mântuiți, slăvit să fie Domnul. Dar la toate acestea se adaugă elementul volitiv, voința. De fapt, aici este decizia, stânga sau dreapta, dacă vrea omul. Și gândiți-vă la cei doi fii din pilda, din Luca 15. Ce a zis fiul risipitor? Mă voi întoarce. Și s-a întors. Celălalt a fost rugat de tata să intre în casă, dar n-a vrut să intre. Deci i-a lipsit voința aceasta, acceptare. Evident că după acest început, cum aminteam încă din introducere, e nevoie de fapte de pocăință. Nu se poate altfel să spar rău de un trecut și să continui în păcat. Și tot ca și aspect al acceptării Evangheliei, trebuie să menționăm botezul. Aș spune că este simbolul pocăinței și credinței. E o mărturie a celui ce crede, dar în același timp e dovada pocăinței. Spune Scriptura în Roman, capitolul 10, versetul 10, căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Ori mărturisirea este ocazionată de botez. Sau cum spune Petru 1 Petru 3 cu 21, mărturia unui cuget curat. Știți că avem și la noi cateheză, să dea Domnul până ajung la botez, să fie cu adevărat realizată și pocăința și credința. Să nu fie nicio îndoială. Am mai întâlnit și asemenea situații când după ani au spus, de fapt eu n-am crezut. Păi dragul meu, nu te boteza atunci, dacă nu crezi. Gândește-te. Lasă-te în voia Domnului să-ți prelucreze ființa. Încheiem lecția aceasta spunând că primirea Evangheliei ca mesaj al lui Dumnezeu, cu respect, cum scrie în Iacov 1, lucrează mântuirea. Spunea Pavel 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. Unor oameni care au primit cuvântul și care au fost mântuiți. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, observați subiecții implicați, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți, slăvit să fie Domnul. Acceptarea acestui har divin produce, cum spuneam, credință, pocăință și minunea realizată prin cumularea acestor două atitudini comportamentale trebuie să fie însoțită de fapte. Fapte vrednice de pocăință. Domnul să ne cerceteze pe toți. Și dacă n-am avut o atitudine corectă de acceptare a Evangheliei, să ne-o completăm. Dacă a fost parțială, dacă a fost cu accente tradiționale, să-i întreb în voia lui Dumnezeu. Și totodată când vestim mesajul alții, să fim atenți, să lucrăm cu băgare de seamă și să se observe credință, pocăință, un botez autentic și omul să fie lansat într-o creștere spirituală, în acele fapte, cum scrie în Evrei 6, care însoțesc mântuirea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin.